Plateau este cunoscută ca prima vinărie urbană din țară. Compania nu doar creează vinuri apreciate de consumatori, ci și încearcă să reducă la minim impactul afacerii asupra mediului, punând accent pe sustenabilitate. Ce presupune sustenabilitatea este, de fapt, comportamentul nostru ca producător și amprenta pe care o lăsăm asupra mediului. Prin tot ceea ce facem, nu e vorba doar de substanțele cu care stropim via. Absolut toate componentele sunt studiate în sustenabilitate și cu cât amprenta noastră asupra mediului este mai mică, cu atât suntem mai sustenabili. În cadrul unui proiect susținut de SUA, compania a beneficiat de un audit care o va ajuta să înțeleagă ce puncte forte are la capitolul sustenabilitate, dar și unde mai are de muncit. A fost analizat întreg ciclul de producere, de la vii până la produsul finit îmbuteliat, multă informație colectată și online, referitor la consumul de energie, consumul de combustibil, irigare, nu irigare, dar și la fața locului au fost în vizită, au văzut, au dat întrebări și urmează să vedem următorii pași pentru certificarea propriu-zisă. Vinăria se poate lăuda deja cu mai mulți pași făcuți în direcția sustenabilității. Avem câteva, realizări în sustenabilitate. Nu avem irigare la vie, dar asta, cam toate vinările din Moldova nu au irigare și asta este foarte bine. Nu stropim cu insecticide via și asta înseamnă că avem insecte multe în vie, albini și păsări care se hrănesc cu aceste insecte. Avem insulițe cu pomi, cu copaci diferit. De asemenea, ATU utilizează îngrășăminte naturale pentru fertilizarea veilor. Deșeurile care rămân din la struguri, ele merg înapoi în câmp, în vie. Deci ăsta e un compost foarte bun pentru pământ, nu trebuie aruncat la groapa de gunoi. Totuși, sustenabilitatea vinăriei nu ține doar de impactul asupra mediului. Trebuie să înțelegem că relațiile de muncă la fel sunt importante pentru asigurarea sustenabilității. Să fie o ambianță de muncă plăcută, omul să trăiască confortabil în ambianța lui. La fel ca și pasărea, ca albina. Pentru ATU Winery, sustenabilitatea cred că este pe primul rând și noi vom face tot posibil ca să devenim cât mai sustenabili, nu doar pentru această certificare, dar pentru mediul în care trăim, pentru ceea ce le lăsăm copiilor noștri.